Mănăstirea Hadâmbu își servează pe data de 8 septembrie 2021 principalul hram. Alături de noi se află Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, pe care îl rugăm să ne spună câteva cuvinte despre această așezare monahală. Iată ce a împlinit 31 de ani anul acesta de când a fost reactivată. În 31 de ani de viețuire, de când am pășit primii pași în această ogradă a mănăstirii, fiindcă spun ogradă a mănăstirii, că nu se afla nicio chiliuță, nicio casă, nicio clădire. Momentul istoric arăta, precum bine știți mulți, ca pe timpul războiului. Deci o ruină, doar o ruină. Un legendarul, mila lui Dumnezeu, s-a redeschis după Revoluție 90. Și acum, dând slavă, laudă lui Dumnezeu, a blagoslovit și a binecuvântat această cetate care a fost alemănui și părăsită de 33 de ani. Cu blagoslovenia milosivului Dumnezeu s-a redeschis după Revoluție și acum iată cum arată această frumoasă sihăstrie, care nu era nimic decât doar turnul acela unde am locuit timp de un an de zile. A lucrat mâna lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, a tuturor sfinților, și a blagoslovit ca locul acesta, în timp de 31 de ani, să arate așa cum arată astăzi. Cum se mai raportează în zilele noastre, iată, zile dificile? Cum îngenunchează credincioșii în aceste vremuri grele? Cu mai multă credință, cu mai puțină credință? În timpul pandemiei am observat cu mare tristețe și mâhnire cât au fost mănăstirile, bisericile închise. Veneau credincioși pe linie la poarta mănăstirii plângând, implorând mila lui Dumnezeu și Maica Domnului. Vreau să vă spun că astăzi credincioșii față de altă dată să nu supăr pe Bunul Dumnezeu și pe dumneavoastră. Sunt toți cei care îl căutau pe Dumnezeu, biserica, Sfânta Liturghie, mai tot timpul cei bine formați duhovnicești de către duhovnicul dumnealor, și în ultimul rând credința vie în Dumnezeu pe care o au și evlavia, trăirea față de Maica Domnului în general și de icoana Făcătoarei Minuni. Și nu puțin sunt aceia care vin să îi mulțumească Maicii lui Dumnezeu pentru darul care l-a revărsat asupra familiei dumnealor. În acest an și în aceste clipe se desfășoară aici o lucrare impresionantă și anume o clopotniță care... Marea binecuvântare și bucurie este că n-a încetat niciodată Sfânta Liturghie, slujbele de mesul nopții și Dumnezeu lucrează, fiindcă un credincios simte dacă este rugăciune sau nu este rugăciune. Apoi a lucrat Maica Domnului atât de frumos că nu știu cum aș putea în puține cuvinte să-i mulțumesc și o rog pe Maica Domnului să-mi ajungă ani vieții ca să pot să-i mulțumesc pentru tot darul divin blagoslovit asupra acestui sfânt așezământ. Dacă ne uităm bine, doar 31 de ani, s-a ridicat o frumoasă catedrală, monumentul istoric refăcut, casă socială și pentru pelerini, pentru monahi, din mila lui Dumnezeu și iată acum gândul meu care l-am avut mai tot timpul pentru a încheia munca șantierului din cei 31 de ani, să ridic această frumoasă clopotniță unde, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, am reușit în timp de un an de zile și cu darul credincioșilor, care sunt podoaba bisericii, de altfel care o spunem fiecare duminică după predică, să ajungem la finalizarea clopotniței, dar bucuria duhovnicească este că am reușit să ridicăm cele 13 clopote și care Maica Domnului a blagoslovit pe cei 11 din fiii duhovnicești să fie ctitori la aceste 11 clopote. Acum așteptăm de mila Maicii Domnului încă două clopote care încă nu au ctitori, cum am reamintit de fiecare dată cu mâhnire în suflet, cel de 4500 și 2800. Dar va lucra Maica Domnului, că a lucrat tot timpul atât de frumos încât nu găsesc cuvinte în a-i mulțumi. Iată, ne apropiem de zilele hramului și anume data pe data de 8 septembrie, când va fi sărbătorit primul hram al acestei așezări monahale. Înainte de a trece la programul liturgic,
Cum ați serbat și cum vă aduceți aminte de primul hram al acestei așezări monahale? Încă nu mi reveneam din starea care am văzut a locului, a ruinilor. Nimic și nu-i nimic. Adică, pur și simplu, îmi cer iertare la Dumnezeu că încă nu mi reveneam din starea care am văzut a locului, a ruinilor. Nimic și nu-i nimic. Adică, pur și simplu, îmi cer iertare la Dumnezeu că am ridicat mâna la cer și văzând doar o ruină și nu unde să-mi plec capul, am zis că, măicuța Domnului, ce păcate am făcut de m-ai adus aici. Am greșit și de fiecare dată mărturisesc public, am greșit acel cuvânt, fiindcă Maica Domnului și-a arătat prezența. Deseori, fiindcă de mic copil am avut evlavie la Maica Domnului, deși am avut o copilărie dificilă, dar Maica Domnului tot timpul mi-a fost în față și nimic n-am făcut fără blagoslovenia Maicii Domnului. Și Maica Domnului scumpă a pus mâna ori de câte ori am cerut binecuvântare pentru a începe ceva în acest frumos așezământ, în această frumoasă sihăstrie. Nu era decât piatră pe piatră și astăzi, iată, a devenit, cum spun toți pelerinii, un colț de rai. Pelerinii o spun, nu știu cum să-i mulțumesc că voi mai trăi Maicii Domnului. Așadar, pe data de 8 septembrie va fi mare sărbătoare. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre programul liturgic din această zi, program liturgic care se menține tot de 3 decenii. Da, frumos se menține de 3 decenii, dar pentru mine prezența ierarhului este un dar divin de la Dumnezeu și o încununare a muncii obște sfinte noastre mănăstire și pe această cale țin să mulțumesc în al preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, deși m-aș fi bucurat tare mult să fie prezent la hramul 8 septembrie, dar rânduiala este a lui Dumnezeu. Al preasfințitul a blagoslovit și a delegat pe preasfințitul Părinte Nechifor, care trebuie să recunosc că este aproape de sufletul meu și a locului. Marți 7 septembrie, ora 18, vecenia uniță cu Litvia, ora 19:30, scoaterea în procesiune a icoane făcătoare de minuni a Maicii Domnului, ora 20:30, taina Sfântului Maslu, miez de noapte, la ora 12, utrenia. Ziua prăznirii naște Maicii Domnului, miercuri 8 septembrie, ora 8:45, primirea ierarhului, ora 9, Sfânta Liturghie arhierească, ora 12, agapa frățească pentru pelerini. Ora 19:30, introducerea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului în Biserica Monument. Preacuviase Părinte, să aveți o sărbătoare frumoasă, atât Sfinția voastră, cât și obștea acestei așezări monahale. Și știu că pelerinii îndrăgesc acest sfânt așezământ de 31 de ani, chiar în număr mare, fiindcă o mare evlavie la acest sfânt așezământ, dar nu în ultimul rând, la Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului. Să vă ajute milosivul Dumnezeu și Maica Domnului să reușiți să fiți prezenți la această mare sărbătoare a poporului nostru, nașterea Maicii Domnului, și cu siguranță Maica Domnului vă va număra pașii și doi trei de la poartă până în incinta mănăstirii. Bucurie sfântă, toată blagoslovenia Maicii Domnului să fie asupra frăților voastre. Doamne ajută!